Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a convocat Comisia de Siguranță Rutieră pentru discuții referitoare la siguranța podului episcopal, cunoscut și sub denumirea Podul Mihai Viteazu din Timișoara. La finalul ședinței s-a concluzionat că problema siguranței podurilor este în atenția primăriei Timișoara, existând o strategie în acest sens. S-a renunțat la varianta cu două benzi pe sens și în prezent se așteaptă clarificările proiectantului pentru avizul Direcției de Cultură. Abia apoi se poate demara o procedură de licitație pentru proiectare și execuție, după ce se identifică și sursele de finanțare. Există în prezent restricții de trafic pe pod. Dacă sunt respectate, nu e nicio emoție. Dar ce ne facem dacă vine un tir de 40 de tone? Am solicitat ca echipajele poliției rutiere și ale poliției locale să urmărească subiectul cu atenție și să pedepsească eventualele încălcări ale regimului de tonaj pe pod. În prezent stăm și așteptăm completări la documentație, transmite Mihai Ritivoiu.